Bună ziua! Vreau să vă dau citire unei scrisori deschise către Guvern, Ministerul Afacerilor Externe și al Integrării Europene și Comisia Electorală Centrală. Ieri am depus la CEC o cerere prealabilă cu privire la anularea uneia din hotărârile CEC-ului, care a determinat în substanțială măsură mersul fraudulos al alegerilor. Se aude? Da. Se aude bine? Da. Și astăzi am decis să vin în fața dumneavoastră cu o scrisoare deschisă către aceste instituții într-o ultimă încercare sau una din ultimele încercări de a repara fără de lege de proporții care a fost comisă. Așadar, dau citire acestei scrisori deschise. Onorați domni, la 4 decembrie 2014, în conformitate cu procedura contenciosul administrativ, am depus la CEC o cerere prealabilă cu privire la anularea hotărârii Comisiei din 24 octombrie 2014 privitor la deschiderea secțiilor de votare în străinătate. Argumentele au fost și rămân următoarele. 1. Normele fundamentale ale dreptului internațional la care Republica Moldova este parte încă din iulie 1990, Declarația Universală a Drepturilor Omului, Pactul Internațional cu privire la drepturile civile și politice și care au stat la bază, și altele, și care au stat la bază Constituției noastre, stipulează categoric obligația statului de a crea toate condițiile necesare satisfacerii depline a dreptului cetățeanul de a alege și de a fi ales, a dreptul de a participa la administrarea treburilor statului, de a fi reprezentat în organele puterii de stat și altele. Violarea grosolană acestor drepturi fundamentale, ignorarea și disprețuirea lor sunt considerate de Națiunile Unite ca, citez, acte de barbarie care revoltă conștiința omenirii. Am încheiat citatul. Respectarea lor a fost proclamată drept obligație fundamentală a statelor, drept cea mai înaltă aspirație a omului. Națiunile semnatare ale convențiilor nominalizate și-au asumat obligația să facă tot posibilul pentru ca drepturile omului să fie protejate. Pentru ca omul, citesc din nou, să nu fie constrâns ca mijloc suprem la revoltă împotriva tiraniei și a asupririi. Am încheiat citatul. Norma internațională, preambulul și articolul 21 al Declarației Universale a Drepturilor Omului, preambulul și articolul 25 al Pactului cu privire la drepturile civile și politice, preambulul și articolul 1 al Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, nu face nicio diferență între obligația statului față de proprii cetățeni și obligația statului față de indivizii, cetățenii altor țări, aflați provizoriu pe teritoriul statului în cauză. Astfel, în cazul de față, obligații imperative, clar definite de asigurare a condițiilor normale de exercitare a drepturilor politice nominalizate, are nu numai Republica Moldova, dar și Federația Rusă. De aici, obligația autorităților moldovenești de a conlucra cu autoritățile Federației Ruse. Corespondență, întâlniri, tratative, informare reciprocă, consultări, demersuri, etc. În chestiunea dată, evident. Autoritățile Republicii Moldova, Comisia Electorală Centrală, Ministerul Afacerilor Externe și Guvernul s-au eschivat în mod fraudulos de la îndeplinirea acestor prevederi normative internaționale. În situația în care, după diferite date, oficiale inclusiv, numărul moldovenilor aflați în Rusia variază între 500.000-800.000 de oameni. Deschiderea numai 5 secții de votare în loc de cel puțin 170, care conform prevederilor codului electoral pot deservi maximum 15.000 de oameni, este bătaie de joc de proprii cetățeni. Un cinism deosebit al acestor acțiuni, inacțiunea ale CEC-ului, Ministerul Afacerilor Externe și Guvernului, dar și ale Parlamentului, care are nu numai datoria de a-și respecta cetățenii, dar mai are și funcția de control legislativ asupra implementării legislației.
se conturează și din lipsa totală de reacție la declarațiile oficialilor ruși, Karasin și alții, care în repetate rânduri au spus și ei foarte clar, din nou citez, Federația Rusă este disponibilă să facă maximum posibil pentru asigurarea drepturilor politice ale cetățenilor Moldovei. Dar asta trebuie să dorească și guvernarea Republicii Moldova. Așteptăm propunerile autorităților moldovenești. Am încheiat citatul. În aceeași ordine de idei și în calitate de argument suplimentar, atenționez Comisia că norma internațională nu condiționează respectarea drepturilor indivizilor în dependență de diferite circunstanțe secundare, cum ar fi suma mijloacelor bănești, tehnico-materiale aflate la dispoziția guvernului, păreri subiective, adică dintr-o parte, cu privire la dorințele neexprimate, presupuse, adică ale cetățenilor, declarații de intenții prealabile sau a reușit sau nu cetățeanul plecat să spună statului care l-a alungat, când, unde și în ce țară pleacă, unde va fi în ziua legilor și așa mai departe. Norma internațională stabilește categoric, citez, nicio prevedere a prezentei declarații nu poate fi interpretată ca implicând pentru un stat, un grup sau persoană dreptul de a se deda la vreo activitate sau de a săvârși vreun act care să conducă la desființarea drepturilor și libertăților enunțate în prezentă declarație. Articolul 30 al Declarației Universale Drepturilor Omului. Adică nu există nicio îndreptățire pentru desființarea acestor drepturi, pentru lezarea lor, pentru violarea lor. Absolut nicio îndreptățire. Nu există și nici nu poate exista. Mai mult ca atât. Statele părți la pactul din 66, este vorba de pactul cu privire la drepturile civile și politice, se angajează, din nou citez, să garanteze că orice persoană ale cărei drepturi sau libertăți recunoscute în prezentul pact au fost violate, va dispune de o cale de recurs efectivă chiar atunci când încălcarea a fost comisă de persoane acționând în exercițiul funcțiunilor lor oficiale. Chiar atunci, repet, când încălcarea a fost comisă de persoane acționând în exercițiul funcțiunilor lor oficiale. Ce fac eu acum în fața dumneavoastră este reacție, recurs, chiar atunci când ne încalcă. Să vedem cum va reacționa. Argumentul numărul 2. Comisia Electorală Centrală împreună cu Ministerul Afacerilor Externe a încălcat și normele de bază ale Constituției Republicii Moldova. Am luat Constituția cu mine. Nu să vă iau atenție. Sunt o grămadă de articole. 2, 8, 15, 16, 18, 23, 34, 38, 39, 52, 54. Deschideți Constituția și convingeți-vă. Norme care proclamă garantează obligația statului de a organiza condiții de realizare reală a drepturilor fundamentale ale cetățenilor săi. Iată, de exemplu, articolul 38 al Constituției spune foarte clar. Voința poporului constituie baza puterii în stat. Voința poporului constituie baza puterii în stat. Ce fel de voință, oameni buni? Dacă nu ați creat condițiile necesare pentru ca la alegerile parlamentare să poată participa 500-800 mii de cetățeni aflați în Rusia, iar calculați împreună cu cei ce locuiesc în raionul de răsărit a Republicii, ați violat drepturile la circa 1 milion de oameni. Ce fel de voință a poporului? Adică mai mult de o treime din populația țării cu drept de vot. Mai mult de o treime, oameni buni, din populația țării cu drept de vot. Asta îi numesc voința poporului. Respectiv, o putere legislativă aleasă în ghilimele în aceste condiții nu este nici reprezentativă și nici legitimă. Este de fapt o putere uzurpată pe căi criminale. O asemenea putere, repet, nu este nici reprezentativă și nici legitimă. Argumentul 3. Dat fiind faptul că deschiderea secțiilor de votare este în legătură directă cu regulile de întocmire și utilizare a listelor electorale, atenționez Comisia Electorală Centrală și asupra încălcării prevederilor articolul 39 al codului electoral. Am luat și acest cod. Comine? În cazul în care veți dori, ne putem uita împreună care este norma legală. Comisia Electorală Centrală nici măcar nu a întrebat misiunile diplomatice responsabile de la Ministerul Afacerilor Externe. Băi, oameni buni, de ce propuneți deschiderea numai 5 secții în situația în care autoritățile Rusiei anunță oficial despre prezența pe teritoriul lor a câtorva sute de mii de moldoveni? Ipocrizia nerespectării cerințelor acestui articol, articolul 39 al codului electoral,
se probează și prin inacțiunea cecului, nedorința de a riposta, de a protesta asupra acestei propuneri al Ministerului Afacerilor Externe, a guvernului, în situația în care autoritățile ce controlează imigrația moldovenilor în Rusia operează cu cifra oficială de 500.000 de oameni. Fiind responsabilul principal de adoptarea hotărârii cu privire la deschiderea secțiilor de votare peste votare, Comisia Electorală Centrală nu a verificat, nici măcar nu a încercat să clarifice câți oameni, cine anume în ziua votării vor fi în alte țări, câți oameni și cine anume vor fi în Federația Rusă, de exemplu. Se încearcă să se dea vina pentru această incertitudine, de fapt ilegalitate, nu pe cei ce nu-și fac datoria, ci pe cetățenii care, ci că nu ar fi vrut să voteze. Ați auzit, oameni, mă, ci că ei n-au fi vrut să voteze. Nu s-au înscris în prealabil în evidențele inexistente. Evidențele, în ghilimele, celor plecați în străinătate după o bucată de pâine, mai ales evidențele nelegalelor. Cărora numai atâta grijă le-a rămas să spună primarului unde să-l caute în timpul alegerilor. Și argumentul 4. Hotărârea contestată este adoptată cu încălcări directe și ale articolului 29, prim al codului electoral. Avem de-a face, de fapt, cu o fățărnicie perfidă, la baza căreia se pune o interpretare eronată a dreptului de a vota. Conform acestei interpretări, în ghilimele, cetățeanul Republicii Moldova este obligat să cunoască și să comunice statului cu luni sau chiar cu ani înainte unde, când și cât timp se va afla și dacă va dori atunci să voteze. Că dacă nu reușește să comunice, statul nu mai are nicio obligație față de el. Astfel, datoria statului de a crea condiții pentru realizarea dreptului de a alege este substituită cu presupusa obligație a cetățeanului să se comunice energic cu statul în care nu are ce mânca. Consider că o asemenea interpretare este minimum incorrectă și dezonorantă, ceea ce a influențat considerabil rezultatele așa numitor alegeri din 30 noiembrie 2014. Și de iure, și de facto, constat o violare indubitabilă în masă a drepturilor politice fundamentale a sute de mii de cetățeni nevoiți să părăsească țara. Am solicitat Comisiei Electorale Centrale și anularea altor acte normative emise în baza, ca urmare sau în alte legături cu hotărârea contestată, deoarece din motivele invocate și acestea sunt lovite de nulitate absolută. Nu cunosc ce ați întreprins până la momentul în care fac public această scrisoare deschisă. Dar, onorați domn, tot cazul v-aș ruga să nu vă grăbiți cu totalizarea. Deoarece mai suntem încă în plin proces electoral, cu multe întrebări fără răspuns, iar regula generală vă obligă să examinați de urgență tot ce este legat de ziua alegerilor. Până la confirmare sau infirmare lor de către Curtea Constituțională. Desigur că dacă veți continua să mergeți pe calea pe care ați apucat-o, ați putea și în acest caz, în coordonare cu Curtea Constituțională, să vă prefaceți că plouă și să răspundeți peste vreo 30 de zile. Mai apoi, Curtea de Apel împreună cu Curtea Supremă de Justiție o vor mai întinde vreun an, doi și așa până la următoarea legislatură. Dar, mai știi, nu se exclude că veți proceda conform Constituției și codului electoral. Nu se exclude. Cum zice soacră mea, de Doamne, dar mai nu știu. În tot cazul am găsit de cuvință să mă adresez domniilor voastre și pe această cale. De ce? Pentru că în situația în care circa 1 milion de cetățeni au fost în mod conștient lipsiți de dreptul de a vota, opinia publică este pur și simplu năucită de rezultatele acestor așa numite alegeri. De intențiile dumneavoastră vedite de a le legaliza cu orice preț. Și această nemulțumire poate lua forme greu de controlat. De fapt, pentru această formulă am venit astăzi aici, mai întâi. Această nemulțumire poate lua forme greu de controlat. În faptul că aceste alegeri au fost cinstite, nu crede nimeni.
Nu cred, bineînțeles, nici chiar cei ce consideră că ne-au fraierit cu de această dată. Împiedicarea exercitării votului din străinătate nu este deloc întâmplătoare. Aceste alegeri, în ghilimele, sunt o consecință directă a uzurpării puterii din 2012. Într-un mod fățiș și obraznic, absolut neconstituțional, au fost discriminați sute de mii de cetățeni ai Republicii Moldova, aflați provizoriu în afara granițelor țării, dar și majoritatea celor ce locuiesc în raioanele din stânga Nistrului. Autoritățile statului, persoanele oficiale responsabile, care nu au dorit să se cunoască voința reală a unei părți însemnate a populației, repet încă o dată, mai mult de o treime din populația cu drept de vot, devin în acest caz complici ai actului de uzurpare a puterii, care a devenit, atrag atenția, care a devenit deja o crimă continuă în mai multe episoade. Am decis să intervin deschis pentru că dacă și aceste alegeri în ghilimele vor fi validate, asta ar putea fi o ultimă lovitură în democrația moldovenească. Asta este a doua formulă pentru care am decis să vă chem la întâlnire, să vă numesc întâlnire. Am decis să intervin deschis pentru că dacă și aceste alegeri vor fi validate, asta ar putea fi o ultimă lovitură în democrația moldovenească. În chiar statalitatea noastră, la reanimarea căreia a participat și subsemnatul. La 17 iulie 1990 am fost printre deputații care au votat aderarea noastră la normele de bază ale dreptului internațional. Norme general acceptate de toată lumea civilizată. Încă în 90. Astăzi mă văd nevoit să constat cu amărăciune că mai tot ce am făcut noi, deputații primului parlament, este practic ruinat. Astăzi, în calitatea mea de deputat al primului parlament, mă văd nevoit să constat cu amărăciune că mai tot ce am făcut noi, deputații primului parlament, este practic ruinat. Pentru toată lumea este absolut clar că dacă sute de mii de concetățeni de-ai noștri ar fi fost admiși la votare, configurația politică a puterii de la Chișinău ar fi fost cu totul alta. Repet, dacă sute de mii de concetățeni de-ai noștri ar fi fost admiși la votare, configurația politică a puterii de la Chișinău ar fi fost cu totul alta. Niciun om serios nu poate să creadă că după ce ani de zile toate sondajele au arătat că peste 80% din populație a fost și rămâne nemulțumită de actuala guvernare, la așa numitele alegeri din 30 noiembrie 2014, partidele la putere acumulează din nou exact atâtea cât este nevoie pentru aceeași majoritate parlamentară. Deci un om normal în această țară nu are îndoiel că neparticiparea la votare a celor nevoiți să plece în străinătate a influențat hotărător rezultatele acestor alegeri. Legea cere amânarea lor, anularea lor, numai dacă se constată o anumită influență. Nu este stabilit gradul de influențare. Eu sunt convins că niciun om normal în această țară nu are îndoieli că neparticiparea la votare a celor nevoiți să plece în străinătate a influențat hotărător rezultatele acestor alegeri. Și nu au participat nu de atât că nu au vrut, așa cum încercați să ne convingeți. Nu au participat pentru că nu au avut cum, nu au avut unde. Pentru că voi nu ați vrut să le creați condiții pentru exercitarea acestui drept fundamental. Drept garantat și de Constituție, și de actele de bază ale dreptului internațional pe care s-au angajat să le respecte mai toate statele lumii. Evident că membrul Comisiei Electorale Centrale, care vin din partea anumitor partide, le vine greu să fie obiectiv. Este clar că ei nu pot fi interesați, că ei pot fi interesați să ascundă de opinia publică relațiile, realitățile ce nu convin partidelor lor. Este clar că anumiți membri ai Comisiei Electorale Centrale, este vorba de cei ce vin din partea partidelor, pot fi interesați să ascundă de opinia publică realitățile ce nu convin partidelor lor. De aceea, ca să nu operăm cu vorbe goale, vă cer în mod public
să prezentați societății documentele care ar dovedi contrariul. Publicați, vă rog, de exemplu, adresarea sau adresările dumneavoastră, adică ale Guvernului, al Ministerului de Externe și al CECului, către autoritățile Rusiei, cu rugămintea să vă ajute la deschidere măcar 150-200 secții de votare și răspunsul lor. Publicați, vă rog, această corespondență. Arătați cetățenilor că voi ați vrut, dar rușii v-au refuzat. Arătați tot ce ați făcut personal pentru ca moldovenii plecați din țară să poată vota normal. Arătați țara care v-a împiedicat să faceți acest lucru. Și ce ați făcut voi când ați văzut că ei încalcă convențiile la care sunt parte? Că mai există doar și Organizația Națiunilor Unite și multe alte posibilități. Se știe că aproximativ aceeași situație a fost și în 2010. Arătați, vă rog, ce ați făcut concret pentru a o preîntâmpina în 2014? Că doar aveți la dispoziție toate competențele și instrumentele necesare. Domnule președinte al Comisiei Electorale Centrale, prezentați, vă rog, dovada faptului că atunci când guvernul v-a propus să deschideți numai 5 secții, voi v-ați împotrivit. Ați protestat, ați încercat să-l convingeți pe Leancă și German că așa nu-i bine, nu-i legal, nu-i frumos. Sau demonstrați, vă rog, că obligațiile dumneavoastră funcționale nu prezumă împotrivirea la propuneri, indicații nelegitime sau chiar criminale. Demonstrați, vă rog, că obligațiile dumneavoastră funcționale nu prezumă împotrivirea la propuneri, indicații nelegitime sau chiar criminale. Că sunteți obligați să îndepliniți necondiționat tot ce vi se recomandă. Inclusiv și cârdășia cu organizatorii violării în masă a drepturilor mai multor sute de mii de oameni, nevoiți să plece în căutarea unui băcăț de pâine. Stimați membri ai Comisiei Electorale Centrale, vă cer și prin această scrisoare să nu vă grăbiți cu totalizarea rezultatelor până nu răspundeți public la aceste întrebări. V-ați spălat odată pe mâini cu patria, împingând-o curții de apel. Nu vă grăbiți să aplicați același procedeu și în cazul de față, punând răspunderea pe umerii curții constituționale. Vă rug mai întâi să vă lămuriți legal cu întrebările puse, cu întrebările la care așteaptă răspuns o țară întreagă. Așa, de exemplu, poate ne spuneți totuși ce-i cu acest faimos sistem de monitorizare electronică a procesului. Ce spun specialiștii? Poate el sau nu poate fi utilizat pentru anumite falsificări. În baza la care concluzia experților în materie ați făcut deja concluziile respective? Spuneți-vă, vă rog, cine a făcut această expertiză și ce scrie în ea? Nu de altă, dar președintele CECului a declarat vreo 3 zile în urmă că dereglarea acestui sistem în ziua alegerilor a fost un fel de privet de la cineva. Și că CEC se va lămuri ea cu dânsii. V-ați lămurit deja? Spuneți-ne să știm și noi de unde vine acest privet și a influențat el sau nu rezultatele alegerilor, că asta e întrebarea. În încheiere vă mai rog o dată, nu vă grăbiți cu concluziile. Este tocmai cazul când graba strică treaba. Ați făcut deja ce ați făcut și acum trebuie să desfaceți. Încă nu-i târziu. Mai există totuși o posibilitate să reparați ceea ce ați admis, favorizat, contribuit și așa mai departe. Adunați-vă mintea și curajul și spuneți lumii adevărul. Ceea ce s-a întâmplat, indiferent de cauză, a influențat substanțial rezultatele alegerilor. Ceea ce s-a întâmplat, indiferent de cauză, a influențat substanțial rezultatele alegerilor. Am semnat la 5 decembrie 2014. Mulțumesc pentru atenție. Și acum, dacă vrea cineva să pună întrebări, să precizeze, sunt la dispoziția noastră. Am toate actele normative, toate convențiile, Constituții, o lege, a doilea, codul jurisdicției constituționale, legea electorală și așa mai departe. Sunt la dispoziția noastră. Poftim, domnule. Dacă se întâmplă așa ceva că Ciocan, Yuri Ciocan, nu o să ia nicio atitudine vis-a-vis de scrisoarea care ați adresat-o și o să trimate documentele alegerilor în Curtea Constituțională.
Ce o să faceți? Și care este răspunderea domnului Ciocan pentru astfel de atitudine? Eu nu știu ce o să mai fac eu. Cred că voi mai face ceva. Voi mai încerca să întreprind ceva legal. Că privește acțiunile domnului Ciocan, îl privesc. Și toate afacerea asta în ceea ce ține de îndeplinire sau neîndeplinire obligațiilor funcționale a membrilor CEP-ului, de asemenea, îi privește. Ei vor fi responsabili. Este absolut clar. Mai multe lume cunoaște că în viața mea am lucrat și în anumite cazuri anchetător. Cunosc foarte bine acest domeniu. Cu siguranță că următoarea putere îi va atrage la răspundere penală. Cu siguranță. 101.000.000%. Nu are nimeni nici îndoială. Și nici n-ai ce face. Așa dosare se cercetează în câteva zile. Pentru că tot adevărul se află în cadrul unui singur proces, unui singur interogatoriu. Domnul Cutare, erai sau ești obligat să faci asta, asta și asta? Da, nu. Ești obligat. Ai făcut? Da, nu. N-am făcut. De ce n-ai făcut? Pentru că nu știu că încolo, încoace, cărmăr, cine te-a împiedicat? Cutare sau cutare? Dacă taci, ești responsabil singur. Dacă ai vreun superior care să te oblige să-ți frângă și răspânele, ca să mă exprim așa, da, mai poți scăpa. Uite-mi că l-am deconectat. Dar dacă n-ai avut așa ceva, gătuvi suhării. Este simplu ca bună ziua. Pentru că în suhării, pentru ce termen de detenție? E mare termen. Este vorba de crime de serviciu. Termenul face fișe 10, 15 și 20, dar în dependență de gravitatea, de consecințele grave, de prejudiciu adus statului, societății, intereselor și drepturi și intereselor legale ale cetățenilor. Termenul poate fi foarte serios. Și repet încă o dată, așa dosarele nu vor dura un an, 2, 3, 4, așa dosarele se termină într-o săptămână, 2, 3. Și vor sta băieți, vor sta la pușcări. Îmi pare rău, mai ales, mai repede o dată, ceea ce am mai spus și cu altă ocazie, eu am o atitudine pozitivă față de președintele curții, îl cunosc și îl respect ca pe un specialist bun și chiar nu înțeleg ce se întâmplă. De ce dumnealui nu protestează, de ce nu iese, de ce nu manifestă o asemenea inițiativă. Ca ei ăștia vin, care de la democrați, care de la mai puțin democrați, membri de la partid, e clar cu dânsul. Și ei îndeplinesc comanda stăpânilor lor, care i-au pus acolo din partea partidului. Bine, dar sunt niște obligații legale, constituționale, ești dator să le îndeplinești. Nu le îndeplinești, vei avea probleme, Victor, cu siguranță. Și nici nu e vorba de răspundere politică, e vorba de răspundere penală. Domnul Plugaru, de dacă domnul Ciocan, împreună cu sistemul care îi slujește, merge la o altă, utilizează o altă șmecherie. Noi știm că o persoană nu poate fi judecată de două ori la aceeași învinuire, da? Da. El permite să-l judece acum judecătorii corupți și judecătorii corupți până la ultima instanță îl îndreptățesc. Ciocan scapă de pușcărie în viitor și prin aceasta plăhotniucii și filații îl mulțumesc pentru serviciile acordate. Am înțeles. Nu merge. Dacă se schimbă puterea, așa ceva nu merge, pentru că în legislație, în procedura penală, există posibilități, pârghii reale, de a reveni la o cercetare măsluită, o investigație falsificată, realizată cu încălcări grave ale procedurii penale și așa mai departe. Sunt temeri de a reveni la cercetare chiar și după o anumită sentință chiar de reabilitare, definitivă, de reabilitare, în cazul în care se descoperă sau apar circumstanțe noi, necunoscute, care abia acum au fost aflate, dezvăluite și așa mai departe. Adică nu scapă. Pe urmă, este și termenul de prescripție. La termene mari de privațiune de libertate, 10, 15, 20 de ani, și termenul de prescripție este unul mare. Nu știu, de Dumnezeu scapă, că nu stă problema la ce, că uite numai decât să... Dar cred că m-am convins, eu sper că m-am convins, am citat și de acolo și de acolo. Ei nu fac bine, încalcă legea, încalcă Constituția. Și lucrurile astea nu se iartă. Mâine pe mâine, Doamne ferește, buhnește ceva. Mă iertați de expresie, explodează această societate. Pentru că greșesc amarnic cei ce consideră că mămăliga nu explodează. Și mămăliga explodează numai că la moldoveni firul ăsta al lui Bicvor, da? Este o leacă mai lungă la alte popoare și arde mai mult timp. Dar cu siguranță, noi explodat în 88, 89, 90, dar 91, aduceți-vă aminte, și val de patriotism era.
Nu merge. Lor pur și simplu le merge că o grămadă de lume, circa un milion de oameni, mai mult, mai puțin, nu are importanță. Este în afara țării și asta este lumea mai tânără, mai sănătoasă, mai aptă de muncă. Pentru că în țară, cu preponderență, au rămas, din păcate, așa s-a întâmplat, bătrânii, invalizii sau cei care trebuie să aibă grijă de părinți, rude și așa mai departe. Oamenii de la buget, dar de Dumnezeu și să întoarce această parte activă sau își vor da seama în sfârșit cui datorează ei această emigrare, părăsirea țării și vor vota. Chiar și eu cred că de această dată cei din afara țării care au avut posibilitate să voteze, i-au sancționat pe cei de la putere. Eu sunt absolut sigur că aceste alegeri au fost falsificate. Nu poate, oameni buni, un partid făcut cu două zile înainte de alegeri, la comandă știm noi, cui să cum le știți, chiar din primele ceasuri arăta, că ea cât are 5, că ea cât mai 6%, că mai rău. Și vorbim noi, partidul are mai de ani de zile să promoveze. Aici hodorong și într-o zi. Nu poate plăhătniu cu democrația asta lui tâmpită, falsificată, că numai ei, numai nu democrație reprezintă. După ce căzuse toți trei undeva la vreo 15%, toți împreună, mai să nu încapă în 15%, 20%, acum să iei precis cum arăt cu vreo 10% la șală, cu vreo câteva la Islalt. Rezultatul Dodon are explicații și tot l-au determinat aceste ilegalități din punctul meu de vedere. Nu cred că Partidul Comunist a scăzut în asemenea măsură. Poate a scăzut, dar nu în asemenea măsură, pentru că într-adevăr sate întregi, cum zicem noi, erau și mai sunt roșii. Evident că e manipulare. Și la urmă am spus în această adresare, mai oameni buni, dacă sistemul este care este făcut pentru ca să prevină votări multiple și alte genuri, dacă el nu lucrează, cum poți tu să declare aceste alegeri? El a arătat că el e deteriorat, că e tehnic, poate fi manipulat. E mai repede și cheamă niște specialiști în materie de tehnică electronică de asta. Pune să facă o expertiză, dar fă una autoritate, cu autoritate, un 5, un 6 specialiști, să spună, poate fi utilizat asta, că dacă poate, gata, ai pus punct și ai anulat alegerile. Eu nu cred că eu am făcut așa expertiză. Îmi lau și băiguie unul și țineți minte, în primele ori, în primele zile, acum văd că m-ai prins la curaj și spun că nu, totul e în regulă, totul e sub control. Cum e sub control dacă tu spui în fața oamenilor că asta e un privet de la cineva? Am auzit în rusă vorbind la un canal privat. Și acum și privetul s-a terminat, nu-l mai știi? Ai văzut că... Eu repet încă o dată, nu cred că este un om normal care crede cu adevărat că aceste alegeri au fost cinstite. Nu cred. Și nu crede nimeni. Eu nu cred că veți găsi. Doar de situațiile în care oamenii sunt în slujbă, angajați sau sâmbrie și așa mai departe. Pe ăștia îi poți înțelege. Poftim alte întrebări. Dacă nu, vă mulțumesc frumos, vă doresc o zi bună, mulțumesc că m-ați răbdat atâta timp. Cine are nevoie, poftim, puteți să vă luați.